Bine face. Vine astăzi la prietenii de la 10, Daniela Crudu. Ce faci cu Daniela? De culoare ai, ce bronzată ești. Da. Ce faci? Și sexy. Sexoasă. Ce face sora mea, ca și cum? Știi ce zic? Foarte bine. Sora ta, ia loc. A venit să vă povestesc. Stai jos, poroz. Ia, ia loc întâi. Așa, ne povestești imediat. Da. Ce părere aveți voi că am acceptat și provocarea asta? Eu am zis, tu în orice, orice mai de aventură, mai așa, tu ești prima care da. Spui da. Exact. Păi ce te-a convins? Bani mulți? Bani mulți, nu? Da, 100 de mii de euro. Vai de mine. Stai că eu mă concentrez, că nu știu, mă gândesc așa, știi ce am voie să zic, ce n-am voie să zic. Țara în care pleci este? Țara e? Madagascar. Bun. Da. Timp depinde cât stai, nu? Depinde când da, ieși. Da, depinde cât reziști, adică stai să dau și eu cum arată. Așa. Păi și părul și așa, microfon, mulțumim. Ai voie să ne zici cu cine mai ești pe acolo? Da, păi o să fie Dorian Popa. Da, ne-a spus, da, bun. Ionuț Iftimoaie. Bun. O să fie, stai așa să-mi aduc aminte. Stai-mă puțin, dar sunt trei triburi. Hai să sunt trei asta. Triburi, da. Echipa... Tribul vedetelor, da. Tribul sportivilor așa. Și tribul oamenii normal, oamenilor de rând. Da. Cum ar veni, nu? Da, tu faci parte din tribul... Eu, oamenii obișnuiți. Bine de tot. Deci nu. Tribul vedetelor, da? Da? Și... dai seama, o să fie o aventură. Scopul jocului, ce scopul e? Jocului. Sport, nu? Nu știu exact. Nu știi la ce te duci acolo, nu? Că m-am văzut ce ți-am zis? Nu știu, domnule, mă duc eu avionul și vedem acolo. Să mă trimiteți pe mine prima să vorbesc despre emisiune. Mâine vine și Dorian pe la noi, am auzit. Cred că o să fie mai greu decât în Asia Express? Cred că o să fie mult mai greu, pentru că, dai seama, pentru că o să nu fie probe nimic. Fizice, am înțeles, din astea grele și așa, și psihice. Ce te faci să măi, Daniela, că iară pleci acolo unde n-ai tu parte de genele tale, manicură? Stai, mă, că și-ai geamantanul ăla plin de... Păi stai așa, îți dai seama că-mi iau la mine... Placă. Da, toate păi cele. Că n-ai telefon, n-ai nimic. Cum te duci tu acolo? Ce mai faci cu Instagram? Ascund eu un telefon. Tu crezi că nu mă duce pe mine capul? Îmi beau eu un telefon la mine. Unde l-ascunzi, Daniela, de curiozitate? Glumesc acum. Îți dai seama că n-am voie. Unde l-ascunzi, dacă păi undeva, nu știu, vă las spate. Unde ascunde Vica banii? Unde ascunde Vica banii atunci? E, glumesc, îți dai seama că n-am voie, dar știi ce am zis? Sigur îmi părea rău dacă apoi mă uitam la emisiune în toamnă la televizor și vedeam ce s-a întâmplat acolo și cât de tare a fost. Și așa, mă zgâream pe față, nebuneam. Deci, Doamne, de ce nu m-am dus după aia? Îmi părea rău, știi? Așa, lasă ce-o fi, o fi. Când plecați? Mai bine să nu știu. Nu știi foarte mult și mai bine așa. Asta, uite, am ținut minte! N-am voie să spun când plecăm. Și nici când ne întoarcem, că nu știm. Adică, cum ieșim și așa. Dar, o zi, știu că, na, o să fie în toamnă. De ce ți-e frică cel mai tare? De ce o să ajungi să faci acolo? Pua, cel mai tare mi-e de avion oricum. Mi-e frică să zbor cu avionul. Așa. Dar acolo nu-mi e frică de nimic, că nu-mi e frică de animale sălbatice, nu-mi e frică de maimuțe. Am zis că acolo totul este despre supraviețuire, nu? Da, da. Despre cum reușești să faci asta. Deci hai să spun ce, despre ce va fi exact, asta știu. Ia exact. Spune-ne. Știu! Ia! Deci, stai că și-a amintit Daniela. O să ne luptăm pentru teritoriu. Bravo! Da. Și... bineînțeles că prima echipă, cea după locul 1, va dormi la super hotel de 7 stele. Echipa după locul 2 va dormi printre localnici și își va face singuros de mâncare, tot așa. Și pierzătorii de pe 3? Și o să facă treabă pe acolo prin sat și pierzătorii pe o insulă pustie fără nu nimic. Nu cred. Doar Lana. Așa. Mamă, și ce te faci, Daniela, dacă ajungi? Dacă ajung pe o insulă pustie, te dejur că toată viața mea am avut întrebarea asta, știi, și când eram mică era în oracol. Dar ce te faci când ajungi? Ce te faci dacă ajungi pe o insulă pustie sau ce ai luat cu tine pe o insulă pustie? Yeah. Bune, deci chiar că ce o să fac acolo eu? Ce o să faci? Uite, o să afli curând, stai liniștită. Păi asta aveam și o să întreb, dacă știi dacă sunt moluri acolo, câte sunt, că moluri? Pentru noi contează treaba asta. Moli, poate, nu știu. Mă, n-au moluri? N-au moluri, că dacă aveam moluri, era de mult, treceam și pe acolo. Oameni, găsești, Cruduță, un salvamar măcar bun pe acolo, un calnic, un ceva să ceva. Te ajute. Deci eu tot timpul mă lipesc și am noroc la chestiile astea, știi? Deci e clar că sigur o să mă lipesc eu de ceva pe acolo, de vreun trip, ce ceva. Ce limbă o să vă înțelegeți? Adică dacă întâlnești acolo un localnic, ce îi zici? Cum crezi că o să te descurci?
Păi, în engleză normal, dar dacă ei nu știu engleză, am înțeles. Și mastică. Prin, păi, dar stai așa un pic, limbajul trupului, până la urmă, cu asta s-a pornit. Păi, dacă spui, orice, cum, cum ar fi să-i zici, salut, sunt Daniela, am ajuns pe insulă pustie, păi, ajută-mă. Păi, și română. Și că nu contează, că dacă nu înțelege engleză. Da, da, da. Dar cum îi arăți asta prin limbajul trupului? Îi zic, bună, Daniela. 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 Jane Tarzan. Așa, da. Bun. Și zic, tu, your name, tu, tu. Așa? Stai să mă înțelegi așa. Help me, help me. Da, Vasile, help me, help me, food. Da, așa, că am văzut un contrast aici. Daniela e toată neagră, toată neagră și un pic bronzată, tu ești toată roșie, așa aș fi zis înger și demon, da, nici tu nu ești prea înger, dar hai să vă provoc la un concurs. Da. Să vezi cam cum ar fi atmosfera Madagascar. Ne ridicăm, mergem spre concurs? Da. Hai, Diana, fiți atente. Susținere. În colțul roșu, urmați-mă, vă rog, în colțul roșu, a noastră Ramona, în colțul negru este Daniela. Daniela, te rog să stai în dreapta mea, în dreapta mea aici, mulțumesc. Eu stau la arbitraj. Tu stânga aici. O să vă dau două foi, două pixuri. Trebuie să-mi scrii ultima poezie pe care ai citit-o. Lângă plăpii fără soț. Bun. Nu e despre poezie aici, este despre dezvoltarea și acuitatea simțurilor. Acuite sunt eu dacă zic mai colo. Avem în fața noastră 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 recipiente. Care mai de care mai aromate, mai gustoase, mai necăcioase, mai ce ai găsit tu, să zicem, pe o insulă pustie? Pe bune? Pentru că ești acolo și nu știi nici limba, nu înțelegi nimic. O să mă ajute chestia asta. Exact. Trebuie să, cu miros, cu gust, cu pipăit, trebuie să-mi spui fiecare din cele 10 ce este. Super. O să începem tu de la un capăt, tu de la un capăt și vreau să scrieți fiecare, nu să ziceți cu voce tare, ca să nu vă inspirați una de la alta, ce credeți că este în fiecare bol. Începem în 3, tu începi din partea asta, tu din partea asta. În 3, 2, 1, start. Începe Daniela, începe Ramona. Daniela se bazează prima oară pe miros. Ce o fi? Dar știu, dar nu știu cum se zice. Poți să și guști. Te rog. O să gust? O să gust, da. Opa, i-a fugit asta. Bun, rămâne aici. Ai gustat? Nu mai știu. Ai gustat? Bun, bun. Știu, dar nu-mi vine acum. Nu-ți vine acum. Scrie ce-ți vine prima oară. Primul lucru care ți-a venit în cap. Bun, Ramona a scris, Cruduța încă se gândește. Deci am un lapsus. Bun, hai. Că n-ai un lapsus. Ramona, că poți. Ramona e deja la al treilea recipient. N-ai cum să nu știi. L-am știut, pe primul l-ai știut? Unde ai ajuns? Gata, știu asta. Te-ai bazat numai pe miros. Poți să și guști, să știi. Al doilea, bun, a scris ce este al doilea lucru. Hai. Tu ai ajuns deja la al treilea. Al patrulea, Ramon, al miroase. Asta știu. Cruduța miroase, a mirosit și a dat seama. Și-a dat amândouă seama. Auzi, muzică de trib! Muzică de trib. Știu să și dansez, așa. Hai. Ce e acolo, Ramona? Gustă, gustă. Gustă, perfect, gustă și tu. Ai grijă ce guști. Nu băga în gură toate prostiile. Aoleu, ce picant! Aoleu. Bun. Deci gustul niciodată nu te ajută foarte tare. Ce e ăla? Zi repede ce e ăla. Nu știu, doamne, dar e așa picant. Știi că nu-i contra cronometru, trebuie să le ghicești foarte bine. Hai, mă duc? Normal că te duci până la capăt. Ăsta mă enervează. Ăsta nu mai știu cum îi spune. Hai, Cruduță, mergi mai departe. După ce le citim pe toate și după ce vedem dacă ați nimerit, vreau să știu dacă sunt și din Madagascar. Ala este proba care va face diferență. Haide, unde ai ajuns? Ramona se învârte în jurul mesei. Bun, perfect. Unde ești, Cruduțu? Aici, la ăsta. Stai să perfect. Duce. Vezi ce? Hai să simt pe aeriu. Vrei să miros? Hai, mă, Cruduțu. Bagă-n gură. Hai, mă, că nu știi după cum arată, nu știi ce. Ba da, dar nu am lapsus în memoria. Ia, unde ai ajuns? În creierii. Ramona? Nu știu ce e ăsta, stai că știu, dar nu știu. Ramona, 9. Păi ți-a dat 9, ai 10. Cum ți-a dat 9? Lasă-mă în pana, are ea numărătoarea ei, la cum face, nu l-am știut. Face și ea. Continuă aici. Stai că nu mai știu când aruncăm noi așa când te duci în cluburile de fite, luăm într-o prăjitură de aia înțupărată și deasupra. De-asta, cum spune. Mamă, ce lapsus am, nu mai pot de nimic. Treci mai departe, pierdem vremea, treci mai departe. Ce e acolo? Gata, știu. Ia. Hai, domnișoară. Băi, băiatule! Hai, domnișoară, scrie ceva acolo, pierdem vremea, pierdem vremea! Nu poți să scriu ceva! Mai are 2, Cruduța, și trebuie să... Nu te uita, sube! La revedere, ai fost descalificată! Florina, am știut! Știi că nu-mi plac trișorii, nu? Am știut și am verificat! Crezi că ăsta e pricinos? Știi că suntem pricinos, ai trișat! Știu și eu, am știut și am verificat! Deci ai pierdut! Hai, mă, Cruduța, mă! Nu se ia în considerare! La revedere! Nu știi să pierzi, nu știi să pierzi! Dar ce zici, nu le știu! Unde ai ajuns? La asta.
Gustă-l, gustă-l pe ăsta. Mamă, cum gustă-l pe ăsta. Nu știu cum. Gustă-l mă pe ăsta, că e bun. Ia. Dă-i, ai făcut mă nenema. Ia. Stai că nu, n-am luat. Dă-i că-i mai place. Dă-i că-i place. E bun? Deci v-ai scos de tot din joc sau ce? Da, cine știe ce e? Scrie-l pe ăsta și mai e încă unul și după aia vreau să comparăm răspunsurile. O întrebare, mai scos de tot din joc? A, știu ce e, gata. Te scot eu când vreau din joc, rămâi lângă mine aici. Păi m-am dat la asta, pot să mai, că mai aveam unul să mai... Nu, ai fost descalificată, deci ai doar 8. A, dar știu ce e, după miros, nu-mi place că știu după miros ce e, stai și am iară lapsus. Ce este, ce este, ultimul, ultimul? Ah, știu. Aș fi vrut să vă ajut pe tot, că știam. Deci mai pot de nervi. Scrie lapsus aici și pun. Deci am 10 lapsus. Ah, de ăsta de se pune zi. Care? Da. Scrie repede. În 5, 4, terminăm, 3, 2, 1. La revedere, n-ai știut cu asta. Să comparăm răspunsurile, bun. Comparăm răspunsurile de la coadă la cap. Știu exact ce e ăsta, stai să mă uc aminte. Primul ar fi fost ghimbir. Ghimbir! Ghimbir! Ai nimerit? Nu. N-ai nimerit ghimbir. Bun, asta l-a lăsat deoparte. Al doilea este piper. Piper, piper. Un punct amândouă. Perfect, perfect. Așa. Al treilea. Lavandă. Lavandă. Ce ai scris, mă, scorțișoară? Eu? Unde am scris? Nu am scris eu acolo. Nu, ai scris scorțișoară, la ea e invers. A, la, pe invers, asta am vrut să zic și eu. După piper a scris scorțișoară ea. A, l-ai sărit pe ăsta, mă, nu mai știu ce e. A, da, nu, l-ai sărit. Bun, deci un punct, două puncte rămână. Al treilea este scorțișoară, nimerit de amândouă, perfect. Scorțișoară s-a nimerit. N-ai știu ce s-a scris. Am uitat, am lapsus, am zis că așa știam ce e. Așa, am migdale. Da, am lapsus, nu puteam, nu pot să mă concentrez. Ce-am scris, Doamne, ce-am scris? Ce-ai scris? Semințe de dovleac. Semințe de dovleac. E așa la aia la călăraș peste cheesecake. Da, adevărat, dacă le desfaci, așa s-a, așa au gustul, la fel. Cacao s-a nimerit la amândouă. Bun, până termin aici îmi spuneți care sunt din Madagascar și care nu. Aici avem probabil un ardei. Din Madagascar este, ardei, știu iute. Eu. Ce-ai scris, mă? Ce-ai scris, mă? N-a Kimen, scris. Mă? Nu, l-a pus pe următorul că n-a știut. Kimen, da. N-a știut. Ala cocos, bănuiesc că l-a nimerit toată lumea. Da. Cocos, perfect. Aici, și aici am trișat. Kimen, aici ai trișat și ai fost descalificat. Și ultima. Cuișoare. Cuișoare, cuișoare, cuișoare. Yeah! Având în vedere că te-am depunctat acolo, scorul este egal. Zim că care crezi că le întâlnești în Madagascar? Cocos. Bun. Ardei. Sigur. Cacao. Cacao. Bun. Așa. Stai așa un pic. De unde scoți cacao? Din ce? Din cacao. Din arborele de cauciuc. Arbore, bravo. Și mai avem una pe care o găsești în Madagascar? Una ghimbir. Ghimbir în Madagascar? Mă, dai seama. Nu? Eu zic că e și lavandă pe acolo. Păi, ce? Eu îți urez tot ce găsești să bagi în gură. Da. Asta e important. Auzi, măcar să găsim să avem ce să băgăm în gură, că acolo facem foamea. Da, adică o să stăm nemâncați, știi, dar asta mă refer. Și măcar dacă am găsit ceva, ar fi bine. Și o banană, o șundă. Draga mea, vreau să-ți urez, vreau să-ți urez un sejur plăcut. Un ananas. Da, să te întorci cât mai târziu de acolo, câștigătoare, așa cum ai reușit și în partea cealaltă. Doamne ajută. Și ne vedem, schimbi și o mașină. Baftă!